Chiar dacă nu foarte des, din când în când îmi place să filmez și videoclipuri adresate fetelor, pentru că așa cum puteți vedea, 17% din urmăritorii mei sunt fete și nu o să vă las pe din afară. Știu că la vârsta adolescenței e o mare tragedie dacă băiatul de care îți place nu te place și el înapoi și te întrebi de ce, ce îți lipsește și ce ar trebui să faci ca să-l determini să se gândească de două ori. E bine, astăzi, draga mea, vom vorbi despre 4 greșeli pe care s-ar putea să le faci astfel încât băiatul pe care îl place să nu vrea să fie într-o relație cu tine. Să începem. Tocmai am avut o discuție cu niște prieteni de mei care îmi spuneau că au ieșit la întâlniri cu fete, dar pe parcursul întâlnirii erau singurii care vorbeau și care găseau subiecte de discuție, în timp ce fetele doar ascultau. Mă regăsesc și eu în povestea lor, am pățit același lucru și e foarte enervant pentru că toată presiunea cade pe tine, pentru că trebuie să găsești în continuu subiecte noi de discuție, în timp ce persoana de lângă tine nu cooperează și se transformă într-o situație jenantă. Tăcerea e rezultatul emoțiilor. Poate că ești o fire emotivă, dar tot aceste frici stau și la baza altor comportamente care îți vor diminua semnificativ șansele să fii cu băiatul respectiv. Prin alte comportamente mă refer la atunci când te aștept să ghicească el în stele că tu îl placi fără să fi vorbit sau să fi dat ochii cu el vreodată. Te aștepți ca el să dea mesaj primul mereu, el să te invite la întâlnire, el să găsească locul potrivit, el să plătească, el să vină mereu să vorbească cu tine, fără ca tu să depui cel mai mic efort. Nu trebuie să faci tu toate astea, dar ajută dacă faci lucrurile puțin mai ușoare pentru băiat și asta presupune să-i oferi semnale că îl placi. Un zâmbet, un gest frumos, să petrești timp cu el. Asta pentru că băieții stau foarte prost, dar își da seama când o fată îi place. De asta trebuie să fie semnale foarte evidente. Iar în momentul când tu știi că ai făcut tot ce stă în putință să-i oferi semnale că îl placi, iar el nu răspunde cu aceeași monedă, ei bine, e timpul să cauți pe altcineva, pentru că un lucru și mai rău decât să nu te placă este să-ți pierzi timpul suferind din cauza asta. În concluzie, nu te aștepta ca băiatul să facă toată treaba și fă tot ce stă în putință ca să îi facilitezi munca. A doua greșeală este că nu e suficient de directă. În general, băieții sunt mai direcți. Spun lucrurilor pe nume, în timp ce o fată este puțin mai reticentă în a spune ceea ce gândește. Asta se întâmplă și când un băiat place o fată, iar ea îi dă speranțe false sau îl tot amână pentru că se gândește că s-ar putea să-i rănească sentimentele dacă îi spune adevărul. De fapt, e mult mai rău să îl tot amâni sau să îi dai speranțe false decât să-i spui în față că nu îl place. Chiar dacă un refuz este într-adevăr dureros, eu zic că e mai bine să spui adevărul decât să îl minți frumos, pentru că e o pierdere de timp. Așa că încearcă să fii mai clară și mai directă cu intențiile tale. A treia greșeală e că reacționezi prea sentimental. Te super repede, te îngrijorezi la fiecare lucru mărunt care nu corespunde cu așteptările tale și ai o reacție exagerată. Aceste comportamente sunt mai întâlnite la fete și pot îndepărta foarte ușor băiatul de care îți place dacă nu te controlezi puțin și nu privești situația dintr-o perspectivă obiectivă, pentru că astfel de persoane necesită o atenție mărită și nimeni nu vrea să aibă un bebeluș care nu e în stare să-și rezolve singur problemele ca iubită. Așadar, încetează să te mai îngrijorezi dacă nu ți-ai răspuns la mesaj după 0,00001 milisecunde sau dacă a întârziat 2 minute la întâlnire sau dacă are și prietene, nu doar prieteni. Dacă vei fi într-o relație, încearcă să nu fii posesivă, pentru că nu va aduce nimic bun. Bine, unele fete sunt posesive și fără să fie într-o relație, dar oricum nu va aduce nimic bun și va chiar mai mult îl va îndepărta. Și, în final, a patra greșeală este că ai standarde nerealiste. Ceea ce urmează să vorbim cred că este destul de evident, dar încă sunt o grămadă de fete care caută băiatul perfect sau prințul pe cal alb. Ei bine, îmi pare rău să vă dezamăgesc, fetelor, dar în România nu mai e de mult monarhie, e cam greu să găsești prinții în zilele astea. Marea problemă nu este că ești în căutarea băiatului potrivit, până la urmă asta e normal. Marea problemă este că nu dai șanse niciunui băiat și în același timp te plângi că nu există băieți care să-ți placă. Și acum vin și te întreb, cum ar trebui să știi ce-ți place dacă nu experimentezi, dacă nu dai șanse băieților care arată interes? Și băieții spun exact același lucru, nu mai sunt frate fete ca lumea. Ei bine, eu te asigur că există 100% persoane incredibile pe care ți-ai dori să le cunoști mai bine, eu le-am întâlnit și le văd peste tot. Trebuie doar să cauți în locul potrivit. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Iacubescu ID pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune un reușit în urateu. Pa, pa!